Aproape 11.000 de autoturisme noi au fost cumpărate anul acesta prin programul RABLA din cele 46.667 de mașini noi înmatriculate în 2013. Până în prezent s-au achiziționat 10.938 de autoturisme noi, din numărul total de 46.667 de autoturisme noi înmatriculate în acest an, aproximativ 11.000 sunt achiziționate prin programul implementat de AFM. Se vor adăuga și cele care urmează să fie achiziționate, având în vedere că au fost distribuite încă 3.000 de etichete. Noi sperăm să se transforme în autoturisme noi, a declarat Adrian Gearâp, președintele administrației Fondului de Mediu. Mai mult de jumătate din Parcul Auto Național are o vechi vechime mai mare de 12 ani, iar indicele de mobilitate este foarte redus. A mai atras atenția Gerâp, menționând că vechimea medie autoturismelor casate prin programul Rabla din acest an este de 22,5 ani. Din 14 noiembrie au fost distribuite încă 3.000 de etichete Rabla pentru persoane fizice. Proprietarii de autovehicule, autoturisme și autoutilitare ușoare, mai vechi de 10 ani, pe care vor să le caseze pentru a obține etichetul valoric de 6.500 de lei, pe care îl pot folosi la achiziționarea unui nou autovehicul, trebuie să se scrie la un colector validat și să obțină certificatele de distrugere și de radiere și tichetul în maxim 10 zile. Tichetul valoric trebuie depus apoi la producătorul sau dealerul auto ales dintre cei acceptați în program până la data de 20 decembrie curent, iar achiziția trebuie să se facă până la 23 decembrie. În perioada 19-21 iunie, curent administrația Fondului pentru Mediu a distribuit toate cele 17.000 de tichete alocate inițial persoanelor fizice pentru anul 2013. În ceea ce privește distribuția celor 3.000 de etichete destinate firmelor și instituțiilor publice în perioada 10 iunie 31 octombrie 2013 au fost depuse 1.451 cerere de finanțare, dintre care 643 au fost acceptate pentru 1.670 de autovehicule, cu o sumă aprobată de 10.864.500 de lei. Agenția Națională a Medicamentului a solicitat farmacilor să oprească de la vânzare medicamentele care conțin ketoconazol după ce Comisia Europeană a cerut retragerea de pe piața acestor produse. Comisia Europeană a cerut retragerea tuturor medicamentelor care conțin ketoconazol, folosite în tratarea infecțiilor fungice. După ce în vară, Agenția Europeană a Medicamentului recomandase suspendarea acestora pe motiv că riscul leziunilor hepatice după utilizare este mai mare decât beneficiile. În urma solicitării Consiliului Europei, Agenția Națională a Medicamentului a cerut farmaciilor scoaterea produselor care conțin ketoconazol de la vânzare. Președintele Agenției Naționale a Medicamentului, Marius Savu, a precizat că în iulie Agenția Europeană Europeană Medicamentului recomanda suspendarea autorizațiilor de comercializare a pastilelor care conțin ketoconazol, iar prin solicitarea Consiliului Europei, măsura propusă a devenit oficială. În România sunt cinci companii care produc medicamente cu ketoconazol, iar Agenția Europeană a Medicamentului recomanda de asemenea suspendarea autorizațiilor de comercializare a pastilelor care conțin ketoconazol și care sunt folosite în tratarea infecțiilor fungice, pe motiv că riscul leziunilor hepatice la utilizarea acestora este mai mare decât Beneficile. Recomandările MA au fost transmise a Comisiei Europene pentru o decizie cu caracter juridic. Recomandarea la nivelul Uniunii Europene a fost făcută în urma deciziei de suspendare a comercializării dispusă de autoritatea de profil din Franța. Aceasta a concluzionat că raportul beneficiu-risc în cazul acestei categorii de medicamente a fost unul negativ din cauza nivelului ridicat de leziuni hepatice asociat.